Dacă vă arăt cheia asta, ați spune că este vorba despre un Opel Astra H. Dar mașina de față este un Chevrolet Camaro. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou car vlog review. Și astăzi avem o mașină specială la review și l-avem și pe Mario. Salut, Mario! E un abonat al meu, tânăr, și care la vârsta lui își permite să aibă o așa mașină, să aibă o motocicletă și, cel mai important, să aibă un BMW pisicuță. Da, are un BMW pisicuță, dar poate o să filmăm și cu ăla, dar nu acum. Iar astăzi ne-a adus de față mașina sa ca să o prezentăm. Bineînțeles că eu am conduc. Da, el încă nu are permis, nu? Am doar de motor. Doar de motocicletă ai, nu? Da. 125, clar, nu? 125, nu. Ok. Mario, îți mulțumim frumos pentru că ne-a acordat acest interviu și am vrea ca să ne dai cu părerea și să ne spui povestea acestei mașini, pentru că o deține ceva timp și are o poveste, nu? Are o poveste mașina asta. De față avem un Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro, motor 3.6 benzină, 360 de cai, aspirat. Natural aspirat, da? Și e vopsit culoarea Bumblebee, da. Și scrie acolo, deci Bumblebee e ăla din filme frumos, care vă place și frumos. Oamenilor, la început... Poți să trimis și niște poze să pui. Așa. Normal, am avut în plan să o cumpărăm, a adus-o pe platformă din Belgia, a fost praf, daună totală în bot. Fața. Dar motorul n-a fost atins. Longeroanele ne-a atinse. Și longeroanele au fost. Și longeroanele au fost. Au fost făcute, țipla nici nu se vede dacă... O să ne uităm noi și o să constatăm. Oarecum a fost daună totală, să zic așa. Și piesele s-au găsit foarte greu. Am fost pe la Timișoara, pe la Zalău, am luat de pe net, din America. Mașina e model de America sau de Europa? Modelul de Europa mi se pare că are 2.0 turbo. Am înțeles. Da. Și ăsta e modelul de America. Da. Bun. Pe lângă motorul de 6.3 sau nu știu cum. Așa. Și mașina e facelift. Și din spate triple de facelift. Noi mai avem în mehedință un Camaro care este destul de modificat și cu toții știți după scandalul care a fost pe internet între... Da. Nu vrem să intrăm în detalii și mașina e una destul de specială și destul de frumoasă, poate o să o filmăm și pe aia. Aia e model nou facelift, iar asta este modelul facelift. A fost lovită, am pus poze și aici pe ecran. În cât timp s-a reparat mașina? Și care au fost costurile oarecum? Păi, ziceai că se găsește și... Mașina a fost 5.000 de euro cu Camaro. Crezi foarte mic pentru Camaro. Exact, mai ales că e model mai nouț. Și e facelift, da. Da, facelift. Așa? Mașina de piese din Zalău a fost NFL. Noi am luat niște piese care nu ne-au ajutat. Am dat 2.000 de euro pe niște piese... Care nu vă erau de folos. Da. Radiatorul n-a fost bun. Am comandat altul, nici ăla n-a fost bun. Și a fost modificat radiatorul. Și, în mare, așa, asta e mașina. Bara de față? Ați găsit-o? Da, am comandat-o de pe net, de pe site. Ok, asta grila se vede că nu e de aici, asta e ceva... Farurile noi nouțe, așa par, cel puțin. Da, noi, au fost noi, bate. Ok. Lipsește emblema de SS de aici. Da. La Chevrolet. Proiectoare cu lupă, nu? Da. Uite ce faină ăsta și cred că au și un angel eyes. Iar pe margine aici, mă uitam eu acum atent, bă,
Astea sunt puse. Astea sunt puse, eu credeam că... Ele au lumini de zi ca pe spate. Numai că e 7 milioane doar ăsta aici și... Hai să... Doar plasticul ăsta aici? 7 milioane? Mire, ăla așa ceva. Bine, vorbim de Camaro, dai seama că... nu prea mai vezi pe stradă mașină ca și aceasta. Atrage privire trafic. Peste tot. Peste tot atrage privire. Ați reparat-o? Într-un an și ceva. Uh-huh. Costurile au ajuns până la 7.000 de euro. Doar botul. Doar botul. Ia, se vede o diferență de, da, culoare, de dacă mă întrebi pe mine, uite, vezi? Cont de culoare a fost luat de pe... De rezervor. Ok. Da. Și zici că diferă, că uite, parcă și da, sunt ceva diferențe între aripi și... și ușă, nu? Da, asta e mult mai greu. În mare parte. Uh-huh. Da, pe bucăți. Geantele sunt pe cât? 18, 19? 18, mi se pare. 18? Și sunt refăcute? Sunt refăcute de tine și de către Ionuț. De Ionuț, da. Ionuț le-a vopsit și ți-a ieșit foarte bine. Uite, în schimb, ăștia pare o facă, sunt funcționale. Da, ăștia da. Lumini de zi, spuneai tu, nu? Da, așa. Ok? Spatele mașinii, bă, la spate îmi place. Pentru că Chevrolet Camaro le-a făcut pe toate, adică majoritatea au fost late. Foarte late, da. Mm-hmm. Triple, așa vin ele, negre? Da. Sau așa. De fabrică? Da. Eleron? E colantat. Colantat? Da. Are foarte, foarte, foarte tare, n-aș fi zis. Acolo mă uitam într-un colț, se vedea foarte puțin. Bă! Mașina nu e, dacă mă întrebi pe mine, nu e o mașină foarte bine dotată. Nu, e... Să zici că ai senzor de parcare față, nu, spate. Nu, e o mașină care doar atrage priviri, atenția, are un motor care te ajută în depășiri și toate cele, pentru că până la urmă e un 3,6 litri. Și cam atât. Da. Un interior, bine, o să intrăm și la interior ca să vă arătăm. Avem tobe pe spate, cred că sunt ceva de fabrică. Dacă da, de fabrică, nu a fost mai nimic momentan. Nimic, nimic. Și o să-i dăm și o cheie acum să vedem cum se aud aceste tobe. Uite, cheia asta ziceți că e de Opel Astra H. Deci jur că e cheie de Opel Astra H, până și emblema asta de pe spate aici, bine, nu e. Dacă nu era... Mario, îți mânesc cheia, hai să-i dăm o cheie să vedem cum se aude evacuarea asta. Hai să auzim un sunet aici de Camaro. Ea e foarte silențioasă la pornire și practic când el are la antir, nu o auzi, zici că e electrică. Hai. Bă, da, altceva. Altceva, deja când a pornit în ture mult mai mari, se vede diferența la 3000 de ture sau cât are? 3000. Când eu nu merg. Bun, ziceai tu de motor și de lonjeroane. Hai să ridicăm capota repede să vedem dacă se văd diferențe sau nu la ce ați lucrat voi la mașina asta. Băi, zici că e electrică, jur. Bă, pare simplu motor. Pare foarte simplu. Foarte silențios, repet. Ăsta ce e aici? Cred că calculator, ceva. Calculatorul, radiatoarele de apă. Ăsta a fost modificat pe mijloc. Uh-huh. Bă, totul pare cam la locul lui, dacă te uiți așa în mare parte. Motorul nu pare chiar atât de mare, știi? Da. Adică la 3,6 litri el parcă e de aici. E și strâns, da. Și pot lua de la mașină, posibil și de asta. Bateria probabil o are în spate, da. Nu ca la BMW. Da, siguranță. Uh-huh. Filtrul de aer, siguranțele. Da. Ceva foarte, foarte simplu. Simplu și de... Hai să vedem și interiorul și după îi dăm drumul și la CarVlog. Arată bine și n-are nimic modificat. Doar simplu. Momentan, da. Hai să vedem interiorul. Uite, vezi, ăștia sunt aici doar de design, da. Dar cred că există. Vin și mi se pare că vin și decupate. Decupate, da. Uh-huh.
Unde e deschiderea la portbagaj? Fii atent. Păi nu merge deschisă de afară. Nu merge deschisă? Doar deci din doar din buton și atât. Și din cheie. Am înțeles. Bă, m-am urcat la volan. Volanul seamănă cu ăla de Opel Astra J, pentru că Astra în America e sub emblema Chevrolet, nu? Un bord destul de simplu, 260 pe bord, temperatura apă, consumul la benzină, service airbag, pentru că spuneai tu că... A fost daună, dar airbag-urile, culmea, nu au sărit. Nu au sărit, au fost oprite. Au fost oprite, am înțeles. Cutie de viteze care, dacă mă întreb pe mine, e atât de precisă ca la BMW. Până și manșalierul e baci așa și a intrat. Exact ca la BMW. Bord simplu, adică, nu știu, mașina este oarecum simpluță. Da, e făcută pentru sportivitate, nu pentru confort sau... Exact. Așa. Aerul condiționat aici, plafonul negru ca la BMW. M. Oglindă cu senzor, ce ne spune eu? Acolo vorbești cu serviciul de aici. A, dacă ai probleme, da. SOS-ul și cam atât. Asta îți sugerează oglinda, nu? În mare vorbești cu mașina, adică. În mare vorbești cu mașina, am înțeles. Am căutat eu acolo să deblochez radio, că am scos bateria și s-a blocat. Dar nu spune cum se deblochează. Nu? Nu, trebuie să duci la ei, la reprezentanță. Și încă o chestie care au împrumutat-o de la Opel, să zic așa. Butoane. Vezi? Butoanele, la fel, la Opel Astra J, Astra H, au fost probleme cu butoanele ăștia pentru că se luau culoarea de pe ele și uite, jocul ăsta, da. Uite, la geam trebuie să ții oarecum de buton așa ca să ridici sau să-l cobori, pentru că e o problemă dacă nu faci asta. Vorbind de spațiu, nu avem ce să spunem de spațiu, pentru că spațiu avem în față, însă în spate cam lipsă. Hai să vă arăt cum se desface, cum dați scaunul pe partea de față, băgați mâna aici în mijloc și eu astăzi am descoperit. Jap. Da. Cum am spus mai devreme, spațiu nu prea ai în spate, pentru că nu prea ai ce să faci, da. 3-4 persoane în mașina asta, decât două și cam atât. Ce urmează să se întâmple cu mașina asta, Mario? Tu vrei ca să o modifici, vrei, nu știu, să o vinzi? Eu vreau să o păstrez, stai cum vrea să o dea, că la noi în România cu motorul ăsta, cu impozitul și cu ăștia... Adevărul e că la 36 cred că plătești un impozit. 70 de milioane. 70 de milioane. Și asigurarea? Cam pe acolo. Tot atât? Da. Se găsește și piesele greu dacă... Aoleu... Și mașina asta n-are cască. Deci, bine, trebuie să aibă o vechime de până în 10 ani, dacă nu mă știu, sau până în 6 ani, ca să poți să faci cască pe mașină. Dar asta ne puteți lăsa voi în comentarii să ne spuneți dacă perioada asta de timp care poți să-ți faci cască. Da. O să vină pus, trebuie să găsesc pe față un lip, lipul ăla de se pune la Camaro. Da. Îl prelungește foarte mult bine și așa de-abia coboară din curte. Bă, da, o suspensie, nu vrei să-i pui, adică să o mai lași cumva mai jos, că mie... Nu aș lăsa-o, dar după aia urcăm cu lemne. Aia, da, am văzut că și atunci când ai scos-o din curte, da. Te-ai cam chinuit ca să o scoți, pentru că... Ea e lăsat așa, din păr, din praguri, din toate cele, dar dacă te uiți la roată, uite, bași mâna, frate, adică... Da, e destul de mare, și pe spate și mai mult. Și pe spate și mai mult, da, exact, uite, distanța. Deci, vrei să-i pui aici un lip, da. Pe bară, ăla cred că îl găsești pe acela, de la Maxton Design, da, ăla, da. Se găsește. Bine, dacă o țin, eu m-aș gândi și la aileronul ăla mare de... Se pune pe America la Camaro. I-aș pune, dacă ai ține pentru mine, și perne. La 18 ani, aș face pe toată. Bă, BMW-ul l-ai modificat. Ăla, într-adevăr, e altceva. Dar și Camaro-ul ăsta, nu știu, îți inspiră așa puțin. Adică, bă, îți inspiră doar sportivitate și cam atât. Ele sunt, jantele de pe el sunt de fabrică. Și pe ăștia le-a schimbat, dar... Momentan am făcut doar cu Perlamov. Da.
aș pune mai mari pe el. Cred că ar merge un 19-20. Da, pe acolo. Păi, ca să se compenseze la spațiul de la aripi. Ele sunt 5x120, puse geante de BMW pe ele. Serios? Da, am pus geante de X6 pe 21, dar ating în telescopic, că sunt prea mari. Deci mașina asta e cam îmbinată cu mai multe branduri, să zic așa. Cutia de viteze zici că e de BMW, jantele cu prinderea de 5x100 de BMW, volanul de Opel Astra G, și cheia, exact, și doar motorul ce e diferit de la... BMW nu avem 36. Cam atât am avut de spus de exteriorul mașinii. Ar vrea să văd cum se conduce și o să ne punem camera pe car și dăm drumul la un carro. Hai să vedem cum se conduce Bumblebee-ul. Pentru că nu am mai condus niciodată un Camaro, este pentru prima dată și ca și prima impresie, băi, mașina e foarte mare, foarte lată, doar că interiorul așa mi se pare totul îngust, micuț, așa, știi, geamurile mici, parbrizul mic, sportivă. E clar sportivă și ce îmi place, că totul se vede în oglinzi, adică aripile de spate sunt foarte late și se văd foarte, foarte bine. Interiorul este destul de simplu, nu e ceva complicat, ci mi-a plăcut bordul de piele. Da, are piele aici. Cu cusături. Și eu aș mai colanta ăștia pe aici, așa, îmi place ăsta. Da, e un plastic, dacă mă întreb pe mine, care seamănă foarte bine cu ăla de la Seat Leon. Da. Vezi? E texturat așa și e un plastic tare. E, probabil că la Camaro ăsta, fiind un model puțin mai nouț, 2014, da, facelift-ul. N-au mai pus piesele de cea mai bună calitate. Cred că au făcut puțin rabat la calitatea pieselor plasticelor și nou. Da, în mare parte nu s-au axat pe interior. Pe motor și pe exterior, așa. Dar eu, Mario, că la vârsta ta de 16-17 ani, cât ai? 16. Să te vadă colegii cu motocicletă sau uneori să te mai ducă cineva cu mașina cealaltă sau cu asta la școală? Bă, cu asta n-am fost deloc până acum. N-ai fost niciodată cu asta? Da. Dai seama că te văd că... Dai seama că atrage ochii. Atrage atenția, exact. Și cu motocicleta? Pentru că Mario are și o motocicletă de 125, care poate să o conducă la 16 ani. Te rog, colegii, să-i dai o tură. Da, în continuu, ai mă, dai și mie o tură, dai și mie casca. Îți dai seama, abia aștept să faci 18 ani. Acum vom face un 0-100, chiar și eu sunt curios în cât timp prinde mașina asta 0-100. Hai să-i dăm bătaie. Patină foarte rău pe plecare și tocmai de asta atunci pierzi mult de tot. Mult timp. Mult timp îl pierzi la patinaj. Îți dă voie să treci de 3000 de ture? Pe loc nu știu sigur. Până la 4000. Până la 4000. Hai să vedem. Dă-te în pana mea cum pleacă de pe loc. Și sistemele sunt dezactivate acum, da. Băi, ce a plecat spatele de tare. Și văzuși că nu dă cu tine să te arunce, da, rău. Nu e... Dar din câte am înțeles și cutia e super shift. Adică nu e short shifter, dar nici prea lungă la trepte. Ea oricum pare destul de precisă cutia. Ce se duce pe a doua? Gata, că vine să vomit, hai odată. Nu mai vrea? Nu mai vreau, hai acasă. Hai acasă. Uite, urme de păcat. Am făcut acest episod, susțineți-mă cu un like, cu un subscribe. Pe mare îl găsiți pe Instagram, aveți Instagramul său în descriere. Dacă aveți vreo întrebare, puteți să-i o puneți acolo.
Și în următorul clip poate ne vei prezenta compactul tău care l-ai transformat și da, pe acela. De la zero. De la zero.